Vă salut, prieteni! Voi vreodată v-ați întâlnit cu o persoană care este foarte conștientă că e îndrăcită? Și să vă spună lucrul ăsta, să vă spună că știe bine sau poate chiar cel care privește mesajul ăsta, tocmai titlul l-a interesat să privească pentru că el sau ea este îndrăcit. Iată, eu zilele acestea am primit un sunet telefonic, un apel telefonic de la o persoană care exact așa a început să-mi spună: dumneavoastră sunteți pastorul Vasile Filat? Da, zice, eu cu mare greu am găsit numărul dumneavoastră de telefon și am nevoie să mă ajutați. Zice, pentru că eu sunt îndrăcită și eu nu sunt bolnavă psihic, zice, vreau să înțelegeți bine, eu nu sunt bolnavă psihic, eu sunt îndrăcită și eu sunt chinuită de mulți ani, de 40 de ani sunt chinuită, zice, de duhul ăsta rău, de dracu care este în mine. Zice, iată, de exemplu, spune, aseară, zice, aveam impresia că îmi rupe burta, zice, atâtea dureri am tras eu aseară. Și nu știu dacă noi ceilalți ne închipuim ce înseamnă pentru ei. Deci pentru oamenii ăștia este groază să fii singur, este groază să adormă, pentru că atunci când ei dorm, ei încep să fie chinuiți, ei se tem să adormă. Când intră în lumea somnului, atunci dracu-i chinuie, duhurile rele îi chinuiesc. Și iată, persoana asta mi-a spus că ea, de fapt, zice, a avut rude care s-au ocupat cu vrăjătorii, cu lucruri de astea, că am întrebat-o cum s-o trezit. Zice, eu singură, nu știu, n-am făcut nimic parcă conștient, dar m-am trezit așa și de acum, de mulți ani, mă chinui, mă confrunt cu problema asta. Zice, am rămas singură și este groaznic. Am mers, zice, am plătit fel de fel de slujbe la biserică, numai câte feluri de slujbe n-am plătit. Am mers pe la mănăstire, am umblat pe la toate mănăstirile, nu mă ajută nimic. Și atunci i-am spus persoanei că am o veste bună pentru dumneavoastră. Există pentru dumneavoastră scăpare și eliberare deplină. Dar aceasta va fi numai prin credință în Domnul Iisus Hristos și numai prin naștere din nou. Și dar cum? Ce este asta? Nu înțelege. Cum se întâmplă? I-am spus atunci că trebuie numai decât să aibă credință mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Trebuie să se nască din nou, dar pentru asta trebuie să înțeleagă Evanghelia. Și iată, i-am dat acum sarcină. Primul lucru i-am spus. I-am zis, nu mă mai telefonați până nu faceți lucrul ăsta. I-am spus, trebuie să găsiți numai decât Noul Testament, Evanghelia, să o citiți cu multă atenție. I-am zis, luați-vă un caiet, citiți un capitol și scriți. Scriți în caietel o frază, două, într-un rezumat, ce ați înțeles din capitol. Citiți următorul capitol din Noul Testament și scriți ce ați înțeles. După ce citiți tot Noul Testament, după aceea contactați-mă iar din nou ca să vă ajut să puteți să vă eliberați. Dar mi-a zis, persoana zice, da asta e prea greu, zice, eu văd greu, nu pot, prea greu va fi. De unde iau Noul Testament? De unde îl găsesc? Găsiți-l, am zis, căutați-l, îl puteți găsi la o biserică evanghelică, îl puteți găsi la o biserică ortodoxă, oriunde, numai de la Marturile Iehova nu luați, pentru că la Marturile Iehova Biblia a fost modificată în mod intenționat, a fost modificat textul biblic, așa ca să corespundă învățăturii brele, erezii pe care o propovăduiesc oamenii ăștia. În rest, v-am zis, orice alte Biblii care dumneavoastră găsiți, luați. I-am recomandat Cornelescu pentru că este ușor de înțeles Cornelescu. I-am spus să găsească o Biblie unde este scris cu șrift mai mare ca să poată citi sau măcar să asculte audio. Poate descărca audio pe telefon, să asculte audio și apoi după fiecare capitol să-și scrie un rezumat în caietel, așa, în două, trei cuvinte. De ce i-am cerut asta? Pentru ca să înțeleagă, trebuie să înțeleagă cum nu poate crede ceea ce nu înțelege. Și după ce va înțelege asta, să mă contacteze pentru ca să o ajut, să poată avea nașterea aceasta din nou, să se întâmple nașterea aceasta din nou în viața persoanei. Și atunci persoana va căpăta eliberare deplină. I-am mai spus ceva, că dracul care este în ea sau dracii care sunt în ea în persoana aceasta o vor împiedica în fel și chip, pentru că ei nu vor ca persoana respectivă să capete eliberare. Nu vor și ei vor căuta să facă tot ce vor putea pentru a o împiedica să creadă în Domnul Iisus, să creadă cuvântul lui Dumnezeu. I-am spus să nu ascultă
asculte nimic, orice nu vor face dracii, să ignori orice, să treacă peste orice durere, orice batjocurire, orice nu i-ar face să treacă și să insiste să citească cuvântul lui Dumnezeu ca să creadă din toată inima în Domnul Iisus Hristos și atunci o voi conduce într-o rugăciune, voi avea cu ea o discuție ca să o ajut să înțeleagă bine ce este nașterea din nou, să se hotărască, să renunțe la păcat, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-i spun tot absolut ce presupune asta și să aibă nașterea din nou. Și din moment ce va veni Duhul Sfânt să locuiască în persoana aceasta, nu va mai fi acolo loc nici pentru un fel de duh rău. Pentru că acolo unde este Duhul lui Dumnezeu nu poate fi niciun duh necurat și am spus că va căpăta pace, va căpăta eliberare, liniște pe care nu are și va ieși din chinul ăsta în care este deja de 40 de ani. Iată, dragii mei, tare mult am vrut să știți asta și tare mult am vrut să transmiteți video-ul ăsta și informația asta, să le spuneți ceea ce ați aflat aici, să le spuneți celor care sunt chinuiți de duhuri necurate, ca să caute să ia cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoască, să creadă în Domnul Iisus Hristos și prin credință vor căpăta o eliberare deplină, așa cum au căpătat și oamenii din vremea Domnului nostru Iisus Hristos, cum este scris în Evanghelie. Și eu cunosc atât de mulți oameni care au fost chinuiți de duhuri necurate, dar care au crezut, s-au născut din nou și a dispărut absolut totul. N-a mai rămas urmă din tot ceea ce a fost și acum ei trăiesc o viață frumoasă, o viață liniștită, o viață plină de bucurie cu Domnul nostru Iisus Hristos și atunci când vor pleca din lumea aceasta, vor moșteni viața veșnică. Așa să vă ajute Dumnezeu și pe dumneavoastră și dacă cumva sunteți o persoană posedată de un duh rău, urmați sfatul pe care vi l-am dat aici. Pace multă!